tehnologia nu este neutră. Pentru că tehnologia are consecințe dincolo de ceea ce putem noi să anticipăm. Neutralitatea poate fi folosită foarte eficace ca paravan. Pentru că orice tâmpenie vom face, cum se spune între ghilimele, omenirea cu tehnologia, este doar vina utilizatorului final. În niciun caz a producătorului. În niciun caz a celui care a gândit. În niciun caz a celui care a făcut reclamă. În niciun caz a celui care a implementat-o în cultură. Fine este a utilizatorului, care tot timpul folosește moda iurea în loc să folosească TikTok-ul ca să citească Shakespeare. Pentru mulți dintre noi, din generația mea și mai tineri, lupta e pierdută prin neprezentare, pentru că noi nu știm că e ceva de făcut. E un cotidian care te sufocă, oamenii trăiesc într-un virtual care nu le oferă un sens și o realitate și atunci obții fișe clinice, depresii, burnout-uri. Nu cred în revoluții globale de conștiință într-o lumină strălucitoare care va veni ca în filmul ăla cu John Travolta, știi? Când îl izbește pe ăsta o lumină și brusc fenomenul, gata, îi apar lucruri. Nu cred în asta. Salvarea va veni din efortul fiecăruia. Nu din politici publice. Politicile publice, evident că poate să ajute, cu siguranță, cine va reuși să le facă și să fie coerente. Dar, în ultima instanță, e vorba de liberul arbitru și de efortul personal. Citeam o predicție pentru 2025. În 2025, 90% din ceea ce va apărea cu titlul de document pe ustensilele inteligent artificiale, laptopuri, rețele și toate cele, vor fi produsul unor inteligențe artificiale. Te sperie o asemenea statistică? M-ar speria dacă n-aș avea credință. M-aș speria dacă aș crede că lumea asta e dată acestor forțe în mod definitiv și ea nu va fi recuperată niciodată și nu va fi mântuită niciodată. M-ar speria, într-adevăr, cu siguranță. Dacă începem să ne trezim, dacă ne dăm seama că am făcut un pic exces de roșcove și dacă ne dăm seama că din dezrădăcinarea asta rămânem cu un faliment mental și sufletesc lipitor, atunci avem șanse să ne întoarcem. Cu siguranță cineva ne așteaptă acolo, un tată care pregătește vițelul cel gras. Vă salut, dragi prieteni! Pe drept cuvânt, încântat de revedere! Invitatul meu de astăzi este un prieten foarte drag și foarte bun. Căsătorit definitiv, 2 copii, zice el, momentan. Pe diplomele lui scrie că e licențiat în drept, Universitatea din București, master în antropologie, SNSPA, dar în ciuda diplomelor a activat timp de mai mult de un deceniu ca actor independent de teatru și performance non-verbal. Interesat de filozofia tehnologiei, ecologie media, domenii în care a tradus sporadic câteva articole și eseuri, de antropologie corporală, agricultură sustenabilă și alte tărâmuri. În 2016 a tradus lucrarea lui Neil Postman, Amusing Ourselves to Death, Public Discourse in the Age of Show Business, în românește, distracția care ne omoară. Discursul public în epoca televizorului apărută la editura Anacronic. Adaug eu, în 2023 a tradus o altă lucrare a aceluiași Postman, Tehnopolia, capitularea culturii în fața tehnologiei, de data asta la editura Contramundum. Cum însuși se autoprezintă, țăran, nu născut, dar crescut și făcut, CEO al unei mici gospodării prin care mișună diverse viețuitoare cu 2 sau multiplu de 2 picioare. De câțiva ani buni, urban numai dacă e musai. E de găsit la man.silviu@rond.gmail.com. Astăzi de găsit la silviuman@rond.pedrept.gmail.com.
Punct cuvânt. Pe drept cuvânt, dragă Silviu, foarte încântat să te revăd. Bine, te-am găsit semnul exclamării. Mă bucur tare mult să te revăd. Semnul exclamării. Ocazie cu care mi-am amintit, pentru că ai făcut această introducere, că nu mi-am ridicat diplomele nici de la licență, nici de la master și nu știu dacă o să pot să mai fac asta. Știi vreun avocat? Căutăm, găsim și avocați, dar unde sunt ele, diplomele? Cred că sunt în arhive, pentru că nimeni nu le-a solicitat vreodată sau sper că nu le-a solicitat vreodată numele. Prin urmare, misiunea de a le recupera este tot mai complicată. Fiind în arhive, va trebui să-ți găsești un avocat foarte competent și foarte descurcăreț. Ai idee? Căutăm, găsim. Mulțumesc. Până una alta, domnul Țăran, cu ce trebuie prin urbe? Nu știu, m-au chemat la televizor aici, la TVR1 sau nu știu, că nici nu m-am uitat exact pe ce studio se dă. Se dă la știri, nu? Se dă la știri, da. Exact, emisiunile care îți plac ție, la știri. Emisiunile de care sunt atât de pasionat încât n-am la unde să mă uit la ele. Sper să nu fie o neștire în dialogul nostru. Sper să nu fie o neștiință. Sper să nu fie o neștiință. Sigur nu va fi o neștiință și sigur nu va fi o neștire. Va fi o știre foarte gustată de cei care ne urmăresc. Pentru că tu ești savuros. Până l-ați demonstra savoarea, prima curiozitate care îmi vine în minte, cu cine ai lăsat tu gospodăria? Cine e CEO în absența ta? Acum am lucrat cu un grad mare de risc, pentru că am venit special și plec la fel de special. Așa că nu am lăsat decât pe bunul Dumnezeu. De obicei apelăm la diverse servicii de externalizare, din ce în ce mai puțin probabile și din ce în ce mai puțin nesigure. Ca urmare, de fiecare dată când plecăm, avem așa o strângere de inimă. Știi, dacă scapă caprele, dacă fug găinile, dacă pică ceva, dar de obicei toate sunt în bună rânduială. În grija bunului Dumnezeu, pe astăzi e ocrotitorul întreprinderii tale. Da, bine, și al întreprinderii noastre, să sperăm. Fiind omnipotent, sper că se va folosi de acest atribut. Care sunt misiunile de țăran de care te ocupi cu cea mai mare pasiune? Asta e o întrebare bună. Uite, la asta nu mă așteptam. Cred că cel mai drag îmi e să tund pomii. De ce? E o anumită relație pe care ți-o dezvolți cu pomii. În general, pomii sunt folosiți așa ca un fel de decor. Știi? Pentru un țăran, pomii înseamnă inclusiv o sursă de hrană și de hrană cât se poate de vie. Aici e și un context, pentru că nu am căutat foarte mult, dar nici nu piața de tăietori de pomi, de, se mai spune, toaletarea pomilor, și n-am înțeles niciodată de ce, că pomii nu sunt niciodată murdari, dar în literatura de specialitate se numește toaletare, manipedi, așa, pomicolă. Când am preluat casa și gospodăria străbunicilor cu câțiva meri bătrâni, i-am descoperit într-un stadiu destul de avansat de îmbătrânire. Sunt desiseră, se făcuseră realmente, închipuiește, niște pomi în pomi, pe care a trebuit să-i dau jos încet, încet. Din anumite tăieri care s-au dovedit, pe care le-am dovedit a fi greșite. Și am spus, dar de ce să nu fac eu lucrul meu, cam bancul ăla cu ardeleni, știi? Și atunci m-am apucat să învăț. Și cred că de asta mi-e cel mai drag. Și primăvara de vreme mă găsești pe acolo prin pomi, am semnal bun, poți să mă suni. Bine, uit telefonul, dar e cu totul altceva. O să te suni exact în momentul de toaletare a pomilor, să vedem dacă chiar răspunzi sau ești prins de activitate. Eu știu puțin povestea ta, știu, mă rog, poate mai mult din povestea ta, dar pentru cei care ne urmăresc, poate ar fi interesant să le spui ce te-a îndemnat să te retragi la țară. El e bunul Dumnezeu la mijloc, cu siguranță, dar în context real și folosind un cuvânt care e destul de tembel, dacă e să o luăm așa, a fost o oportunitate. Adică s-au acumulat niște factori. Factorii însemnând că și soția mea și cu mine eram la acel moment freelancer, ca și acum de altfel, că s-a născut fetița noastră,
și că aveam această casă moștenită de la străbunici într-o stare foarte bună. A necesitat o renovare destul de lungă, de vreo 7 luni, însă casa era acolo, locul era acolo, eu mă simțeam legat de loc. Culmea, soția mea a fost cea care a insistat să începem lucrările de renovare, dar de obicei doamnele au această inițiativă și bine că o au. Și după care încet încet ne-am cam retras acolo, a început să prindem rădăcinile. Dar ăsta a fost contextul. Probabil că factorul declanșator definitiv a fost nașterea fiicei noastre și se pune la un moment dat problema unui fel de calcul pragmatic și moral în același timp. Dacă eu am copilărit acolo și am posibilitatea reală de a crește copiii acolo, de ce nu o fac? De ce i-aș condamna să trăiască într-un oraș care este din ce în ce mai nebun și era și când am plecat noi? Și cum asigur educația copiilor acolo? O să revin și la casă și la rădăcini, dar m-ar interesa pe un moment, că tot ai pomenit de copiii tăi, cum le asigur educația în mediul rural? E o întrebare pe care o primim destul de des de la cei care ne vizitează și care nu ne cunosc. Îmi vine din ce în ce mai des să spun, da, dumneavoastră, la oraș, cum o asigurați? Pentru că... La noi, la oraș, există un sistem. Și la sat există un sistem. Și școlile de stat de la sat aparțin de același sistem. Sunt multe avantaje, paradoxal. Unul dintre avantaje ar fi că există mai puțin copii. Un avantaj derizoriu, din păcate, pentru că mai puțin copii înseamnă că satul moare sau că satul abia supraviețuiește. Dar strict contextual, fetița mea are 12 colegi și atât. Adică e un regim de școală privat. Dar grosul, baza, fundamentul educației suntem noi. Tocmai de asta întrebam. Și ceea ce facem noi și ceea ce ne asumăm noi personal dincolo de școală și dinainte de școală. Eu când am făcut referire la un sistem existent în mediul urban, n-am făcut-o laudativ. Am mai întrebat ce există în mediul urban și am zis există un sistem. Care este, din păcate, foarte discutabil în multe din politicile și structurile lui. Și când ți-am lansat provocarea, avem în vedere tocmai implicarea ta și a Cristinei ca părinți în educarea într-un sistem numit barbar, scuzați-mi din nou expresia homeschooling. Asta mi-era curiozitatea, cum asigurați copiilor partea cea mai importantă a formării lor în acești ani ai copilăriei. Nu cred că poți face educație decât dacă ai mult timp la dispoziție. Adică primul element în sistem, așa cum l-ai numit, în sistemul nostru personal, suntem noi înșine, e prezența noastră. Și noi, făcând lucruri acolo, mă rog, cu excepția situațiilor în care sunt nevoit să plec fie și pentru emisiune, prezența noastră acolo e crucială. Nu pentru că suntem noi ceva special, ne comportăm ca cei mai mulți dintre oameni care sunt și trăiesc la țară, având diverse activități în interiorul casei și în exteriorul casei. Dar petrecând mult timp cu ei, copilul va învăța și învață prin imitație și va fi interesat de ceea ce faci tu. Știu că tu ești un televizorofob. Nu există riscul ca la un moment dat copiii să fie acaparați de mirajul televizorului? Există riscul de a fi acaparați de mirajul televizorului, însă cu cât ei sunt mai protejați de această undă seismică, de această rază Röntgen, care îi electrocutează, să zicem, pe mulți, cu atât probabil că mirajul se va frânge mai repede și se vor întoarce mai devreme în realitate. Pentru că noi încercăm să trăim în realitate, cam asta e efortul nostru zilnic. Încercăm să trăim cât mai puțin în virtual și cât mai mult în realitate. Când am vorbit de televizor, bineînțeles, am făcut aluzie la un simbol al tehnologiilor moderne, care pe zi ce trece este tot mai
tot mai vetust și mai depășit. Știu că pe tine te-a preocupat, precum autorul, unul dintre autorii preferați pe care ai și tradus, Postman, e cazul să și prezint telespectatorilor ultima lucrare pe care ai tradus-o, Tehnopolisul, capitularea culturii în fața tehnologiei. Vom reveni asupra subiectului, dar zăbovesc preț de câteva secunde asupra preocupărilor tale televizuale și într-un text pe care îl scriei cândva spuneai că televizorul ne livrează, prin caracterul neîntrerupt al știrilor, cam trei idei fundamentale. Prima, că tot timpul pe lume se întâmplă ceva incredibil de important. A doua ar fi supremația simbolică a știrilor și o a treia, din această supremație simbolică germinează o altă idee. Știrile dobândesc monopolul semnificativului. Și zici tu, mai departe, în textul tău, sigur că în lumea asta mare au loc permanent tot soiul de întâmplări, grave sau ridicole, mărețe sau imbecile, însă niciuna dintre acestea, dacă nu este televizată sau măcar televizabilă, nu este considerată a fi semnificativă. Și închizi textul respectiv, zicând că rămâi cu certitudinea că televizorul, cu toți copiii lui de siliciu, este cel mai mincinos dreptunghi pe care l-a inventat omenirea. Ca să zic așa, un nedreptunghi, zici tu, adică o figură alcătuită numai din unghiuri de vedere nedrepte. Și, poate că mai țineți minte de la școală, un unghi care nu e drept are mari șanse să fie obtus. Silviu, mai e astăzi mințit poporul cu televizor? Ei, nu, acum ai mințit și cu TikTok-ul, e altceva, lumea e mai evoluat de atunci. Acum, citatul pe care l-ai recitat și recitit trebuie pus cu o anumită paranteză. Faptul că eu am fost foarte slab la geometrie și atunci poate că nu am atâta dreptate. Însă, referitor la primul punct, cu faptul că peste tot se întâmplă ceva foarte, foarte important, aș spune că aș mai adăuga o continuare și aș spune că peste tot se întâmplă ceva important, mai puțin cu viața ta. Adică tu ești irelevant. Asta e una din ideile, practic, de structura ale televizorului. Nu e vorba despre tine. Chiar dacă ții bine minte, Andy Warhol profețea acum de multe decenii că fiecare o să aibă dreptul la 15 minute de celebritate. Și fiecare a ajuns la un moment dat, măcar a trecut așa prin cadru pe la televizor și uite, eu eram ăla, eu sunt ăla. În sfârșit mi-am câștigat nemurirea și prezența. Însă mă interesează lucrurile semnificative care se petrec cu fiecare dintre noi și care, într-adevăr, nu sunt televizabile. Evenimentele mici din viața fiecăruia, care, de fapt, ne alcătuiesc pe noi ca fire și ca oameni și ca structuri. Evident, revin cu o precizare pe care o găsesc foarte importantă. Când spun televizor, mă refer la un simbol al comunicării contemporane. Tu ai dreptate. TikTok-ul la noi tinde să înlocuiască televizorul, Facebook-ul de asemenea și celelalte noi, ghilimele, televiziuni vin să surclaseze televiziunea clasică. Și te întreb dacă astăzi sunt oamenii manipulați prin aceste mijloace, numite mijloace de comunicare, aceste mijloace mass media, în contextul în care în spațiul public actual, nu doar cel românesc, dar am în vedere pentru o secundă spațiul public autohton, se discută foarte mult despre libertatea expresiei. Astăzi chiar citeam despre intervenția unui singur om politic care a protestat împotriva cenzurării vocilor unor jurnaliști. Și în ceea ce mă privește, eu găsesc că da, suntem martorii unei ofensive foarte periculoase a cenzurii. Era contextul în care te provocam să spui părerea.
ca să mă exprim juridic, pentru că tocmai ai spus că am absolvit facultatea de drept și totuși trebuie să dau seama de 4 ani de studii finalizate cu o lucrare de licență. Să nu te sperii că nu o să te întreb din lucrare. Pot să mă și întreb din lucrări, nu mai țin minte absolut nimic, dar pot să spun că n-am capacitatea procesuală activă de a comenta foarte mult aceste jocuri de forță între cine vorbește și cui, cine îi dă voie cui să vorbească, pentru că asta ar însemna să eu să fiu foarte conectat și să urmăresc tot soiul de știri, ceea ce nu fac dintr-un motiv de igienă și de proprie rezistență personală. Sunt convins că tu știi mult mai multe. Însă aș punta un aspect. Da, sunt convins că se manipulează, sunt absolut convins că acest simbol este instrumentalizat de către anumite grupuri care au putere și care își doresc mai multă putere, cu siguranță, însă prefer să nu intru atât de mult în acest joc al cercetării. Am un prieten foarte înțelept care spune la un moment dat că nu trebuie să scărpinăm prea mult diavolul între coarte. Adică trebuie să ne ocupăm de altceva ca să nu-i lăsăm loc. Pentru că el va cuceri. Sunt convins că există o grămadă de lucruri care trebuie studiate despre fake news, despre manipulare, despre cenzură. Am auzit acum un capăt de știre că s-au cenzurat în timpul pandemiei vreo 100.000 de clipuri sau nu, în timpul războiului erau o chestie. Sunt lucruri abominabile, cu siguranță, însă nu sunt eu acela care poate să reziste, să studieze atât de mult și cu atâta rezistență mentală și după aceea să vină cu niște concluzii. Dar, ca să nu las totuși întrebarea cu totul neterminată, un capăt de știre chiar de astăzi spunea așa, și nu este de la televizor, este din newsletterul New York Times, pe care și acum mă întreb de ce l-am instalat, de ce m-am înscris la el. Și acolo la New York Times scrie așa, prima știre. Israel izbește Gaza cu nu știu câte bombe și ajunge la 5.000 de victime. Și imediat după, povestea tricoului roz al lui Lionel Messi. Este ceea ce Postman numește, dacă ții minte, în prima carte, în Amusing Ourselves Today, lumea lui Cucubau. Exact. Apare o fantomă. Apare ceva extraordinar de important. Și cu siguranță ceea ce se întâmplă în Gaza este extraordinar de important și fără îndoială. Și după aceea, ceva extraordinar de important pe locul 2, tricoul lui Lionel Messi. Și după aceea, probabil că dacă aș fi dat scroll mai departe, aș fi aflat o grămadă de lucruri care mai de care mai insignifiante, de fapt. Dar lucruri care își pretind importanța. Eu nu vreau să intru în jocul acesta. Este motivul pentru care te chem înapoi la un alt joc. Te chem înapoi la casa ta de la țară. Cât de mult ți-ai găsit rădăcini acolo? Cât de mult te-ai așezat în acea casa ta de la țară? Eu obișnuiesc să spun că eu nu sunt mutat la țară, eu sunt întors la țară. Am făcut un ocol de vreo, cred, 12 ani de București. Și după aia m-am întors. Rădăcinile erau acolo. Eu am plecat, știi, ca într-un desen animat. Era un desen animat, știi, cu un copăcel care se ridică așa și o ia la plimbare și după aia se întoarce. Îți găsesc rădăcinile pentru că rădăcinile sunt acolo. Stau în casa în care au stat străbunicii mei. Bunica mea îmi povestea că în camera unde azi am dormit cu Fimio, în camera aceea, îmi povestea bunica, care a copilărit acolo, în camera aceea dormeau cu vaca. De ce dormeau cu vaca? Pentru că aveau un fânar de lemn, care nu era izolat, făcut din bârne, din scânduri și așa mai departe. Și când venea frigul ăla aprig, ca să protejeze animalul, era mult mai bine să doarmă înăuntru, cu el. Era o realitate. Nu poți să uiți chestia asta. Când pui mâna pe clanță, eu n-am schimbat clanțele. Acolo decât ce n-a funcționat, am păstrat tot ce am putut. Și sunt niște clanțe din ele aplicate pe care fac zdrang, adică niciun hoț nu poate să vină, domnule, se aude, e alarmă instant. Pe clanța aia a pus mâna, bunicul, bunica, străbunicul, străbunica. Ușile, am păstrat toate ușile. Ușile erau oricum în stare perfectă, tâmplăria era în stare perfectă. Și atunci toate lucrurile astea, universul ăsta material îți vorbește. Ele nu sunt funcționale strict. Nu e un adăpost. Nu e doar un adăpost unde nu te plouă, nu te ninge și faci foc. Soba aia, la soba aia m-am încălzit. Da? La soba aia mă încălzesc și acum din când în când.
Da. Și atunci e un univers material. Prispa aia, văd, în principiu văd cam același lucru pe care l-au văzut bunicii mei. Și atunci cum să n-am rădăcini acolo? Scrieai, Silviu, cândva scrie un text extraordinar pe care îl intitulai, l-ai intitulat Nicăieri nu-i ca acasă. O foarte emoționantă pledoarie despre rădăcini, despre locuire, despre amplasament, despre rolul casei în devenirea noastră și în definirea rostului nostru. Și cu îngăduința telespectatorilor și a ta, evident, dacă îmi dai voie, un mic fragment. Pentru că deplângeai în acel text goana contemporană după deplasări și fuga de locul de baștină. Zici tu, ceea ce este local, modest, tihnit, rural, provincial, ne provoacă o silă superioară, de master chef, nevoit să mănânce cartofi copți pe plită. No way! Noi vrem progres, noi dream big, noi vrem să avem succes, or die trying. Noi vrem să fim cetățeni ai lumii, fără să pricepem, derutați, depresivi și dezrădăcinați, că asta vine musai la pachet cu nestarea. Nestare de bărbați imbecili care nu ne găsim liniștea nici între zidurile casei, nici între brațele femeilor, dar ne lăsăm seduși de îmbrățișarea facilă, narcotică, a habitaclului mașinii în viteză. Nestare de femei care găsesc rușine în a fi casnice, pentru care îngrijirea de copii e mai umilitoare decât lupta pentru supraviețuire în jungla firmei, burnout-ul și workshop-urile de dezvoltare personală ținute de excroci, bine mediatizați. Nestare, negăsire a locului. Am aruncat pe geam repere, origini și principii și acum hălăduim ca niște netoți prin deșertul lui Nicăieri. Nicăieri, acolo unde nu contează decât ceea ce e nou, acolo nu, unde nu există iubire, nici de oameni, nici de istoria impregnată în ziduri, acolo unde suntem niște netoți, ne la locul lor. Ai apăsat tare, adică eu în viziunea mea nu aveam tonul ăsta atât de încruntat. Am apăsat încruntat și... Ai apăsat și un pic. Cu gândul la o următoare... pistă de dialog. Tu crezi că goana noastră nebună anilor 90, 95, 2000, 2005 înspre un occident rai pe pământ poate fi privită ca un episod care să ne trezească și să ne determine să ne întoarcem spre rădăcini și spre clanța aceea și spre tâmplăria aceea a casei bunicilor? Cred că răspunsul la întrebarea ta, care e foarte mare și foarte complexă și, cum spunea cineva, are și multe aspecte, se rezumă foarte simplu în parabola fiului risipitor. Adică dacă începem să ne trezim, dacă ne dăm seama că am făcut un pic exces de roșcove și dacă ne dăm seama că din dezrădăcinarea asta rămânem cu un faliment mental și sufletesc lipitor, atunci avem șanse să ne întoarcem. Cu siguranță cineva ne așteaptă acolo, un tată care pregătește vițelul cel gras, dar în același timp eu nu sunt extraordinar de, adică sunt optimist, dar optimismul meu se cam termin la gardul curții mele. În general, overall sunt pesimist, dar în cadrul curții mele eu sunt destul de optimist, adică sunt bine pe ceea ce pot înțelege și pe ceea ce pot pricepe. Și atunci aș pune o notă mai pesimistă, pentru că acești firi risipitori, căutând mirajul acela, s-ar putea să se fi lăsat deja un pic seduși. Și e mult mai greu să scapi de acea seducție care îți dă iluzia sațietății. Îți dă iluzia că e bine.
fiu risipitor, a ajuns la un faliment real, era pe minus, roșcove porci, lucrurile erau reale și concrete. Și de-aia a putut să se întoarcă. Însă mirajul acesta s-ar putea să-i țină lănțuiți, din păcate, mai mult decât e cazul pe cei care, de fapt, au pierdut lupta deja. Dar spune de tu ai avut, tu ai tras cu ochiul în notițele mele? Sincer, da. A, când s-a întâmplat asta? Lucrez cu o echipă de hackeri. Aha. N-am televizor, dar... N-am intrat în niciun nor virtual, digital, să știi că sunt doar... Asta crezi tu, Florentin. Cred asta eu. Crezi tu. Cred, deci noi știm tot. Noi știm tot. Știi tot? Și știi că chiar voiam să te întreb dacă această fuga noastră pentru o țară ca afară este goneta care poate fi comparată cu a fiului risipitor, care fuge de lângă tatăl și fratele lui, dar într-un final se întoarce. Și asta era întrebarea la care tu ai răspuns, pentru că mi-ai furat din notițe. Și tu scriai cândva într-un text despre fiul risipitor și despre pilda aferentă. Ne risipesc pe rând, ori împreună, de dinăuntru, ori de afară, risipiri mici, mijlocii și mari, precum mijloacele ce se pretind scopuri, informația care se pretinde cunoaștere, confortul care se pretinde necesitate, dorințele care se pretind nevoi, nimicurile care se pretind urgențe și cinismul care se pretinde realism. Te explici un pic? Nu am nimic de adăugat, onorată instanță, cu precizarea că totuși sunt mai optimist per total decât lasă de înțeles pasajele pe care le-ai extras. Sunt convins că fiecare, în nume propriu, la nivel individual, are șansa întoarcerii. Și nu spun asta, nu înseamnă că susțin un reviriment al ruralului, o întoarcere generală la țară în care să ne îmbrățișăm toți și să cântăm din caval de sculți. Sunt convins că fiecare își poate dezvolta anumite strategii de supraviețuire în acest tehnopolis, în această fugă, centrifugă de la distanță de sens și de rostul nostru. Nimeni nu e condamnat. Poți să completez răspunsul tău cu un citat din Silviu Mann. Până să-mi dai tu autorizația, trec la citat. Pilda fiului risipitor și a fratelui neroditor vorbește despre două moduri de a nu fi întreg, zici tu, care însă nu duc la același rezultat. Risipitorul câștigă lupta pe care mai întâi o pierde. Neroditorul pierde lupta prin neprezentare și prin nepriceperea faptului că există o luptă care trebuie dusă. E căldicel, fad și flasc. Nu are unde să se întoarcă pentru că n-a plecat nicăieri. Ochii risipitorului au descoperit și au înțeles. Ochii neroditorului rămân acoperiți. Tatăl iubitor are doi fii, unul e în extazul evadării, altul în blocajul morbid al plictiselii. Unul posedat de ADHD-ul tuturor provocărilor și relativismelor, altul sufocat în depresia tăcută a unor certitudini betonate. Unul e tsunami, altul e mlaștină, unul e lavă, altul e piatră seacă. Risipitorul și risipitul, două fețe ale aceleași monede. Ceva de adăugat, domnul autor? Da, poate că ar fi bine de subliniat faptul că poate cea mai eficace strategie de a câștiga o luptă este aceea de a muta terenul. Știi? Și cumva am senzația că pentru mulți dintre noi, din generația mea și mai tineri, lupta e pierdută prin neprezentare. Pentru că nu știm că e ceva de făcut. E un cotidian care te sufocă, oamenii trăiesc într-un virtual care nu le oferă un sens și o realitate și atunci obții fișe clinice, depresii, burnout-uri.
lucruri care pot fi cuantificate. Astea vin dintr-un, nu din lipsa sensului, din lipsa luptei pentru sens. Un om care a intrat într-o luptă deja își joacă șansele. Lupta însemnând, încă o dată, sensul. Silviu, întorcându-mă puțin la propria-ți prezentare, zici în ea că în ciuda diplomelor obținute în drept și antropologie, ai activat și ca actor, sau ca actor, mai precis. Ce te-a îndemnat spre actorie? Ce m-a îndemnat? M-a îndemnat o atracție pe care nu mi-o pot explica și nu mi-am putut explica niciodată. Și spun că în ciuda diplomelor, pentru că deși a existat evident această posibilitate de a da admiteri la teatru, nici măcar n-am încercat vreodată. Am încercat să mă mențin un amator, în sensul cel mai curat al cuvântului, de la ama, din la inimă. Deci am fost un actor amator și sunt în continuare, în particular, prin diverse evenimente. Și n-am vrut ca acest drag de această artă să fie închis într-o cușcă a unor formalități academice. Ceea ce n-a exclus studiul, ceea ce n-a exclus cercetarea, ceea ce n-a exclus disciplina, ceea ce n-a exclus efortul. Dar parcă nu am simțit nevoia să torn asta într-o formă standard, care se cheamă studii, 3 ani, Bolonia, admitere și după aceea licență. Dar spune-mi, ai făcut drept, antropologie, ești pasionat de filozofia tehnologiei, vom reveni asupra subiectului. Ai făcut actorie, ești țăran, tăietor de toaletator de pom, agricultor și implicat în agroturism. Până la urmă, ca să înțelegem cu toți, care ți-e vocația ta? Da, sunt din toate câte nimic, cum spune un amic de-al meu. Sau mai am un amic care spune, ce mai faci? Mai fac aproape agricultură, știi? Așa că am făcut și eu aproape teatru, aproape drept, aproape antropologie, cât aproape din fiecare. Și am încercat să le leg și încerc în continuare să le leg într-un tot coerent. Și totuși, plinul unde ți-l faci? În care domeniu? Plinul spiritual. Plinul spiritual. Plinul sufletesc. Sunt acolo. Am ales să fiu acolo. Am ales să fiu acolo. Adică tu zici că pun 10 litri de benzină, 10 motorină, 10 electric și toate le amestec în rezervor și merge. Da, metafora știi că nu-mi place. Nu? Nu, de ce? Evident. Păi eu sunt tehnofob, tu nu vezi ce cărți traduc. Am înțeles. Deci nu, hai să facem să găsim altă metaforă. Găsește o altă metaforă și să vedem dacă... Găsim altă metaforă, da. Nu, mă regăsesc în toate. Și m-am simțit chemat către toate, către drept, de altfel, mai puțin. În cazul dreptului a fost o conjunctură pragmatică. Trebuia să vin la București, pentru că la București se întâmpla tot ce era mai bun din punct de vedere cultural. Există teatre, există filarmonic, există Ateneu și așa mai departe. Și a fost și o modalitate, un calcul destul de sec la acel moment, în cazul în care o să dau faliment cu teatrul, ceea ce a fost aproape inevitabil la un moment dat. A existat această plasă de siguranță la care n-am apelat niciodată, o mărturisesc aici în fața ta, n-am lucrat nici măcar o secundă în domeniu. Nici măcar o secundă. Revin la un text foarte frumos al tău. Un text despre pietroaie și catedrale, despre talente și talanți, în care faci o formidabilă analiză, zici tu, celui mai complex text de dezvoltare personală din ultimele 2000 de ani. Hai că stau să-l spui optimist, nu? Că e și textul mai optimist. Da. Denumit genetic pilda talanților. Pentru toată lumea știe cei 5 talanți dăruit unui fiu, doi altuia și unul ultimului, primii doi le-au multiplicat, ultimul a îngropat talentul primit în dar. Și tu spui așa, contrar a ce ni se tot spune în postmodernitate, talentul nu e opțional.
nu e ceva căruia să-i te dedici doar în timpul liber, sub forma diluat dulceagă a hobby-ului sau în cea sclipicioasă a talent show-urilor TV. Cel mai rău lucru posibil este să-l îngropi. Dacă îl ai, înseamnă că ți s-a dat. Iar dacă ți s-a dat, ești deja obligat să-l pui în mișcare și nu oricum, ci în ritmul potrivit. E crucial să nu trecem cu vederea acest detaliu. Talentul, nu este o opțiune, ci o greutate. Iar greutatea se îndură. Știu tinerii de astăzi să valorifice talentul, care li s-a dat. Asta cu tinerii de azi tot timpul e o întrebare periculoasă, pentru că presupune să generalizezi. Cred că tinerilor de azi le este mai greu să-și valorifice talentul, pentru că natura mijloacelor de comunicare în care se manifestă talentul este de așa natură. E un moment în care viața lor se petrece pe Insta, pe TikTok și așa mai departe, automat vocația e mult mai greu să izbucnească. E ca încă un strat pe care trebuie să-l depășească. Pentru că vocația și talentul acela presupune un timp investit. Timp de lucru, de antrenament, apropo de pietroaie și de catedrale, de spart piatra, cred că spuneam mai devreme în textul acela. Ori având în vedere că statisticile arată că sunt niște ore bune din zi pe care tinerii le investesc în social media și în existența virtuală, le va fi mult mai greu să izbucnească. Adică ăla e un fel de portar, ca în Kafka, știi? E portarul ăla care trebuie înfrânt, care spune, stai aici, așteaptă, ușa asta se va deschide, dar nu chiar acum. Și atunci oricine va vrea să își depășească și să ajungă la vocație și să depășească de portar, trebuie să-l dea la o parte și să renunțe sau să le pună într-un colț. Evident că există excepții. Nu poți să generalizezi pentru tineri. Da, în momentul în care tu spui că tinerii sunt ocupați foarte mult pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, tu deja generalizezi. Asta o spun statisticile, din păcate, și realitatea din jurul nostru. Am venit acum cu metrou puțin, este de ajuns să te uiți un pic la metrou. Cred că din 100 de oameni sunt 10 care nu sunt pe telefon în momentul ăla. Fără să aibă o carte în mână. Dincolo de carte în mână nu cred că am văzut. Cel puțin în vagonul ăla nu erau. Poate era un vagon în care sunt interzise cărțile. E posibil așa ceva? Am intrat deja într-o fază a cenzurii, într atât de drastică. Bine, astea sunt lucruri care se constată, evident. Generalizez pentru că asta e un comportament. Evident că poate din tinerii care stăteau cu ochii în telefon, poate că citeau un articol de pe florentinsuca.ro, dar șansele sunt mai mici, în general. Dar încă o dată, nimeni nu e condamnat. Dar tu ești optimist, totuși, pentru că spui într-o altă parte că, din fericire, avem un text, un cuvânt, scuze, care le cuprinde pe toate, vocație. Da. Și iarăși, pentru că tu te-ai uitat în notițele mele, ai anticipat că despre vocație... Așa am reușit să termin dreptul, mă uitam în notițele altora, așa am ajuns în anul 4. Așa mi-explic și eu succesul tău la examene. Și spui tu, din nefericire, vocație este un neoarhaism. E unul dintre cuvintele pe cale de dispariție, precum zimbrul și tigrul bengalez nu poate supraviețui într-un loc marcat de paradigma turbomodernității, a defrișării semnificațiilor, a vitezei entropice și a confortului. De dragul diversității, probabil se vor mai păstra câteva exemplare autentice, dar versiunile vocației care vor mai circula vor fi cele mai ieftine și mai accesibile versiuni. Acestea sunt cerințele pieței globale libere. Azi ne agățăm de niște cuvinte pe care le-am deshidratat bine în prealabil, eliminând din ele tot sucul și sensul. Farmecul retro al vocației va egala nu peste mult timp farmecul radiourilor vechi și patefoanelor, pentru că mai nimeni nu va mai fi interesat de vocație, așa cum mai nimeni nu mai folosește radiouri vechi și patefoane. Idealul societății globale eficiente către care galopăm înclinați este negativul perfect al vocației. Zero implicare în afara funcției și zero discernământ. Îți faci treaba și atât. Dacă ți se
cere să faci altă treabă, faci altă treabă și atât. Joburile se schimbă ușor, așa că e în afara sarcinilor tale. Orice este în afara sarcinilor tale, it's not your job. Din cele scrise de tine pare să fie adeptul distinției dintre profesie exercitată cu vocație și job. E vreo distinție? Cred că poți să ai și job cu vocație, dar cazurile sunt mult mai rare. Găsesc destul de puțini oameni care sunt bucuroși de joburile pe care le au. Vocația înseamnă că ceva te cheamă sau cineva te cheamă mai degrabă. Și atunci dacă te cheamă, tu trebuie să te amplasezi undeva pe această mare tablă de șah sau spune-i cum vrei, cu ce metaforă vrei, astfel încât tu să auzi mai bine lucrul acela către care ești chemat. Ori dacă viața ta de zi cu zi este limitată, nu viața toată, să zicem până la 5 seara, adică cele mai importante ori, este limitată la niște task-uri în care tu nu te regăsești, atunci s-ar putea să ori să se rupă ceva și să ai o criză de conștiință, cum eu am avut, spre norocul meu, foarte devreme. Și atunci mi-am dat seama că degeaba o să fac 4 ani de facultate pentru că nu o să practic niciodată. Sau o să ai foarte târziu cu dramele inerente. Dar, mă rog, cineva va factura și chestia asta. Cineva se bucură. Pentru că vor fi consultații, vor fi medicamente. Da. Lucrul acesta e profitabil. Aș rămâne puțin pe ideea asta de vocație, fără să îmi asum vreun talent de guru, și nici măcar de teolog, că văd că ai citat mai mult din textele cu referire la textele evanghelice. Vocația deja presupune o relație. Cineva te cheamă pe tine. Te cheamă. Ori, revenind la obsesia noastră principală, internet virtual, digital, social media, acolo interacționezi cu tine, de fapt, într-o formă sublimată. Acolo e tot vorba de tine. E un dialog în oglindă cu tine. Și s-ar putea ca acel zgomot de fond, ca acea sală de oglinzi în care tu te învârți și tu ești avatarul cu tare și tu ești profilul cu tare și identitatea virtuală cu tare, s-ar putea ca din acel zgomot de fond să se audă mult mai greu vocea aia care te cheamă către ceva. Către ceva anume care ție specific. Și pe care ești dator să o găsești, atenție, nu e o chestie de opțiune. Sunt din ce în ce mai convins că mi-ai furat notițele și acum îmi vine în minte să te surprind. Hai să vedem. Să vedem, că tot vorbeai de vocație și despre felul în care te-ai descurcat tu la dezvoltare personală. Dezvoltare personală. Ai pierdut 4 ani în viață făcând drept. Nu, nu i-am pierdut. Nu i-am pierdut. Nu i-ai pierdut. Nu-i consider pierduți. Mi-a fost de folos. Mi-a fost de folos și am amintiri frumoase din facultate. Au fost anumite cursuri care mi-au fost foarte dragi. De exemplu? Cursul de civil a fost grozav. Întâlnirea cu profesorul Ieremia la acel moment pe care l-am avut decan de an a fost fabuloasă. Din păcate s-a prăpădit când eram noi în anul 2, dacă nu mă înșel. Niște colegi absolut, absolut grozavi, cu care am ținut legătura mult timp după aceea. Și îți deschide o anumită lume, îți formează mintea într-un anume fel. Chiar dacă sunt total incapabil să citesc atent un contract, sunt total incapabil să citesc în mod critic o lege și să-mi dau seama de consecințele ei așa cum ar trebui să o facă un jurist, îți formează într-un anume fel structura. Eu, cum spuneam, al minter fiind destul de slab la geometrie, deci neavând o minte extraordinar de disciplinată, dreptul mi-a fost de folos. Pentru telespectatori, te contrazic, pentru că te cunosc și nu e așa. Mă faci și mincinos. Te fac mincinos pentru că tu vrei să te distanțezi puțin de domeniul juridic, îmbraci haina modestului când nu e cazul, știu că ai o minte structurată și ești scripitor și nu trebuie nu să... Nu, e strunită, nu e structurată. E și structurată. E experiența lui Stan Pățitu, atâta tot. Mă întorc la oile noastre.
Eu am capre. Am avut și oi, dar caprele îmi plac mai mult. Mă întorc la caprele mulțumesc. Tale. Exact. Da. Hai să revenim la caprele tale. Revenind la caprele tale, inevitabil mă lovesc de coarnele socializării. Că tot pomeneai pentru că te-ai tras cu jumate de privire spre notițele mele și știai că este inevitabil să discutăm despre subiect. Și aici, Silviu, mă interesează în mod particular o polemică pe care ai avut-o cândva. Dar până la acea polemică te încrunți, așa că nu știu nu unde mi-am amintesc, da. Nu știu. Eu m-am ferit de genul polemic, pentru că eu fiind un pic pe jumate oltean, s-ar putea să mă înfierbând foarte mult. Din nou, e o chestie de strunire. Adică păi prefer nu, ca... Vreau să te fierb așa, te țin. Ajungem la perfectul simplu sau nu ajungem? Când fusești tu acolo în polemică, dar până la polemica în sine, știu... Și aș vrea să vorbim puțin despre socializare în spațiul virtual sau pretinsa socializare în spațiul virtual. Îmi place să o numesc pretinsă socializare. Te-ai arătat în repetate rânduri adversar al acestei forme de pretinsă socializare, atât în poziționării publice, cât și în texte pe care le-ai scris. Ai făcut o cronică a documentarului Social Dilemma, ai scris o prefață a lucrării lui Mihnea Măruță în negura pixelilor despre... O recenzie, nu o prefață, o recenzie a fost. O recenzie, scuze. În acest ultim text zice așa, dacă paradisul religiilor este al deplinei comuniuni, paradisul virtual este al unei singularități ermetice, unde... ceilalți devin niște fantome plutind printr-un labirint de oglinzi fermecate pe care trebuie din când în când să le punem la încărcat. Spre paradisul rețelei nu se urcă, ci se coboară. În marș lent, cohorte de oameni singuri, nici morți de tot, nici excesiv de vii, nomazi nevoiași ai propriului ego, își cară în spate de sagii cu fantezii și își mângâie frenetic ecranele. Pentru narcisul tehnolatru, cel a cărui conștiință s-a înălțat la cloud, realitatea se golește de sens, devine o butaforie, un decor care mai poate fi manipulat pentru a oferi cel mai mare grad de seducție virtuală. Și închizi intervenția ta cu un citat din Nicolas Carr, narcisismul este interfața nihilismului. Spune-mi, tu crezi că transferul în digital este o boală fără leac? Înainte de a-ți răspunde, accentuez și mă bucur tare că ai extras ceva din recenzia la identitatea virtuală lui Mihnea Măruță. Mihnea Măruță a scris o carte, din punctul meu de vedere, excelentă, de care era nevoie. Pot să spun că îi fac reclamă cu tot dragul. E o carte muncită, onestă, cinstită, cu foarte, foarte, foarte puține... există foarte, foarte puține volume care tratează tehnologia la noi în maniera în care o face Mihnea Măruță și mă bucur tare mult că a apărut, culmea, în acest an în care a apărut și traducerea noastră. Știi ceva, ca să fii echidistant, îl citesc pe Mihnea Măruță, tot despre Narcis, care spune că, într-un fel, Narcis este un radical gnostic. Nimic din această realitate nu îl satisface. Găsim aici unul dintre sensurile în care povestea sa devine prototip pentru scufundarea în virtual din zilele noastre, narcisizarea ca efect al dezamăgirii de real, ca efect al permanentei nemulțumiri, al neiubirii aproape. Da, din asta nu pot să scap de câteva dând înapoi în real. Plecând de la imaginea asta pe care o vezi ca în mitul lui Narcis, privindu-te pe tine însuți în râul care curge. Trebuie să evadezi. Trebuie să evadezi și să evadezi în relație.
Bun, să te forjezi în relația cu ceilalți. Pentru că narcisiacul, mă rog, din nou, nu m-am dat psiholog așa cum nu m-am dat nici teolog și nici guru de dezvoltare personală, dar narcisiacul este un om cu desăvârșire singur, care are nevoie să iasă din cușca asta lui și are nevoie să se forjeze în relație cu oamenii. Da, chiar și prin în optica ta, oamenii, în admirația lui Narcis și a lor înșiși, se duc înspre cușca asta. Și eu te întreb, este irreversibil acest acest nu, nu e irreversibil. Fiul risipitor, din nou, nu e irreversibil. Te poți întoarce, doar că e mai greu. Pentru că presupune un miraj. Pentru că presupune un miraj, presupune o seducție. De care trebuie să faci efort mai întâi să-ți dai seama că există. Da? Adică să dezvrăjești, de fapt. Da, e frumos. Sună fain în cuvinte, Silviu, dar în practică, la firul ierbii, cum se zice, se va întâmpla această dezvrăjire? Dezvrăjirea este fezabilă. Tu vezi că peste 5 ani, nu 5 ani, spun prostii, peste un an, 2, 3, oamenii aruncându-și pe fereastră abonamentul la virtual, evident, la Facebook, TikTok și Insta? Nu, evident că nu. Prin urmare, ei se vor mulțumi și se vor înghesui unul în altul acolo în cușca lui Narcis. Așa cum a mers până acum, așa cum a procedat până acum. Nu cred în revoluții globale de conștiință, într-o lumină strălucitoare care va veni ca în filmul ăla cu John Travolta, știi? Când îl izbește pe ăsta o lumină și brusc fenomenul. Gata, îi apar lucruri. Nu cred în asta. Salvarea va veni din efortul fiecăruia. Nu din politici publice. Politicile publice, evident că poate să ajute, cu siguranță, cine va reuși să le facă și să fie coerente. Dar, în ultima instanță, e vorba de liberul arbitru și de efortul personal. Ivan Ilici spunea undeva, cartea a încetat să fie metafora fundamentală a lumii noastre. Ecranul i-a luat locul. Iar tu scriai într-un text, marile noastre speranțe pixelate. Nu mai suntem litere, suntem pixeli. Literele cheamă alte litere pentru a lega cuvinte, pentru a rosti, pentru a naște sensuri din împreună alcătuire. Pixelii își scânteiază propria himeră, sunt autonomi, difuzi și seducători. Pixelii sclipesc într-un deșertul digital, pori ai fetei Morgana. Literele se rădăcinează în lutul paginii, găsindu-și locul, așteptându-și rodul. Ziceai că oamenii se înghesuie în cușca lui Narcis și depinde doar de ei și de liberul lor arbitru și de propriile decizii să se autosalveze. Ce facem cu cărțile? Sunt recuperabile cărțile? Este recuperabil dialogul față în față? Este recuperabilă tihna unui taifas în afara gadgeturilor și a instrumentelor de comunicare eficiente și la distanță? Nu cred că am spus să se autosalveze, domnule avocat. Vă rog. Cred că am spus doar să facă eforturi către asta, pentru că autosalvare nu există. N-ai cum să faci asta de unul singur. Asta o faci cu ajutorul lui Dumnezeu în primul rând și cu ajutorul semenilor. Deci salvarea de unul singur ar fi încă o formă de egoism care de fapt ar îngropa și mai mult în povestea narcisismului. Dacă e recuperabil revenirea la cărți, în mod realist, probabil că nu. Dacă e să-i credem și pe neuropsihologi, dacă e să-i credem și pe cei care studiază mult mai în adâncime formele media, s-ar putea ca noi să fim transformați deja, ca mințile noastre, nu vorbim de oamenii care au 50 sau 40 sau poate chiar 30 de ani, ci generațiile care urmează să fie, cum zic foarte plastic, englezii, rewired, adică să fie remodelate după chipul virtualului. Ceea ce ar fi destul de tulburător. Pe de altă parte, niciun efort în acest sens nu trebuie precupețit. Adică e nevoie de asta. E necesar. Cu atât mai mult cu cât societatea este configurată după acest calapod, cu atât mai mult orice formă de educație
alternativă, adică reală, trebuie să pun la bază cartea. Și contactul personal cu un maestru, cu un mentor, cu un profesor cu vocație. Dar acestea devin, de fapt, necesități, nu opțiuni. Acestea sunt strategii de supraviețuire. Pentru că, și aici din nou mă leg de teza pe care Postman și McLuhan o avansează când definesc tehnologiile ca mediu. Și aici McLuhan accentuează mai pe deplin, spune că dintr-un mediu, dacă tehnologia este un mediu, dintr-un mediu nu poți ieși decât creând sau accesând un alt mediu alternativ, un mediu de contrast. Nu poți ajusta, de fapt. Și asta poate că este marele pariu, de fapt, pentru orice școală care își propune să creeze oameni și nu rotițe în sistem și biți în marea rețea. Să creeze un antimediu, da? Adică o lume cu valori reale, da? În care corpul, de pildă, nu este separat de conștiință, așa cum se întâmplă în virtual, în care socializarea se face față în față, like the old ways, și așa mai departe, în care comunitatea este reală, în care contactul este unul direct sau cât mai direct și cât mai nemediat, cu tot ce presupune contactul, cu anumite certuri, cu anumite contraste, cu anumite tensiuni. Asta e viața reală. Așa au trăit până acum, mii de ani, oamenii înaintea noastră. Acum asistăm, de fapt, la o revoluție. Și aici este o premieră, de fapt. Răspunsuri impecabile. Mai bine te făceai avocat, îți spun. Ai vreun loc liber? Da. Eu nu am timp liber, dar tu ai vreun loc liber? Dacă n-ai timp liber, îmi pare rău. Avocații fără timp liber sau și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul. Spune-mi, te rog, de fapt, răspunsurile tale impecabile vin din... ai timp să le plitocești în timp ce eu citesc textele tale care sunt scrise foarte frumos. Motiv pentru care aș zice să nu mai citesc texte, chiar dacă sunt educătoare, sau să citesc mai puțin, să te surprind, să vin cu întrebări așa ca la un cross-examination, pur și simplu. Interviu de angajare, da. Un interviu de angajare. Întreabă-mă unde mă văd peste 5 ani și domnule, mă ridic și plec. Unde mă vedeți peste 5 ani? Nu, ajung la polemică. Și pentru că ai zis că nu-ți plac polemicile sau te aricești oltenește, păi tu vorbești în Social Dilemma. Zici, domnule, cei care au inventat drăcovenia asta nu prea știu ce fac. Bine, tu scrii mai frumos decât spun eu acum, dar ar trebui să pierdem foarte multă vreme în ședințe de lectură a textelor tale formidabile, motiv pentru care te provoc mai direct. Zici că ei, inventatorii, promotorii acestor unelte, mecanisme mai degrabă, nu știu ce fac. Și spui tu undeva, dacă de data asta citesc din memorie, s-au jucat puțin ca pe lângă un vas foarte prețios de porțelan pe care l-au spart și pe urmă, zici tu, au fugit care încotro, țipând înspre proprietăreasă, doamnă, doamnă, o să-l lipim, o să-l lipim, nu vă faceți griji și o să-l lipim. După ce ai publicat tu respectivul text, a apărut o analiză care zice că domnul Mann se înșeală. E vorba de Nathan Mladin, răspuns domnului Mann. În esență, domnul Mladin spune, e foarte politicos în analiza lui și ți dă dreptate în multe privințe, dar spune, nu, eu nu cred că ei nu știau ce fac. Ba mai mult, ei au premeditat impunerea unor mecanisme și a unor algoritmi de control și manipulare a bieților, mușterii care se vor lipi precum muștele de această lampă incandescentă și vor fi captivați de
o iluzie. Iluzia comunicării, iluzia divertismentului, iluzia progresului, iluzia farmecului și iluzia instruirii și multe și multe alte iluzii. Prin urmare, tu, pe de o parte, spui, e un accident ce s-a întâmplat. Ei n-au știut ce fac. Pe de altă parte, poziția domnului Mladin, care spune, ba da, ei au știut foarte bine ce fac. Și asta a fost chiar și intenția lor. Cum e acum opinia olteanului post-dezbatere? Opinia mea, bineînțeles, că e perfectă și simplă în calitate de oltean. Așa. Nu cred, totuși, că cei care au cam susținut că cei care au creat această dilemă socială nu au știut. Probabil că e un aspect secundar pe care îl vizează domnul Mladin. Eu în niciun caz nu încerc să-i delegitimez. Ei știau foarte bine ceea ce fac. Ceea ce am acuzat eu în textul respectiv este acel strigăt de care spuneam, doamna, am spart vaza. Uite ce am făcut, dar promitem că nu mai facem. Adică clamarea inocenței lor e unul din aspectele care îmi repugnă mie. Pentru că nu ai cum să lucrezi la acel nivel, să știi că o grămadă, o armată de psihologi, de sociologi, de oameni din social sciences fac experimente cu ajutorul social media la un nivel fără precedent. Da? Ceea ce s-a încercat acolo a fost o mică spălare pe mâini. Și o încercare de whitewashing, să spunem așa, adică să încercăm să păstrăm imaginea expertului nepătată. Au fost și greșeli, au fost și abateri, dar uite, per total, ceea ce facem noi nu e așa de rău. Social media e un instrument foarte bun și de folos pentru că uite câte lucruri minunate facem cu el. Deci a fost din nou invocarea neutralității tehnice în sprijinul unei anumite poziționări, de fapt, politice. Iartă-mă că te întrerup, este exact, din nou, este exact tema pe care voiam să o pun pe masă. Și în răspunsul pe care, și în recenzia pe care o faci cărții domnului Măruț, și în multe alte poziționări pe care le-ai avut, și în lucrarea lui Neil Postman, pe care ai tradus-o minunat, apare acest concept al neutralității tehnologice și îndrăznesc să spun, tu mă corectezi, poți să folosești perfectul simplu, pentru că s-ar putea ca abordarea mea să fie simplă, dar nu perfectă. Unul din conceptele cheie care stă la baza multor analize și în jurul căruia se învârt multe analize este neutralitatea tehnologică. Poți să explici celor care ne privesc în ce constă acest concept și unde sunt, de ce el este găunos în esența lui? Ca să spunem foarte simplu, ideea că o tehnologie este neutră înseamnă să o poziționezi doar între binele și răul pe care le vei face tu cu ea. Asta înseamnă că tu te poziționezi deja detașat în afara ei. Există, pentru că am neutralitate, am un utilizator și o tehnologie. Utilizatorul cunoaște foarte bine tehnologia, toate efectele ei, toate consecințele ei și este rațional. Asta presupune neutralitate. Da? Fiind rațional, el va alege să o folosească către bine sau către rău. Ei bine, din ce în ce, citind mai mult și descoperind mai mult și aflând mai mult de la alții, pentru că teza nu este originală, descoper că neutralitatea este o idee care apare cândva la un moment dat, da? Și care nu este perenă, nu e universală. Nu toate culturile din toată lumea, din toate timpurile, au considerat că tehnologiile sunt neutre. Postman o explică evident foarte, foarte bine, mult mai limpede decât mine. Cred că exemplul cu paharul cu apă ar fi perfect. Exemplul cu paharul cu apă este evident tocmai pentru că demonstrează exact faptul că tehnologia nu este neutră, pentru că Postman și alți gânditori din această școală de media ecology folosesc această metaforă a tehnologiei ca mediu și pentru că a invocat o să o rezumăm. În acest pahar cu apă, cultura este ca un pahar cu apă. Și el spune așa, Postman, de acest exemplu,
În momentul în care pui... Poți bea puțin apă? Da, acum până n-o colorez. Te rog, mulțumesc. Așa. Postman spune, dacă o cultură este ca un pahar cu apă, tehnologia pe care oamenii o introduc în cultură este ca o picătură de substanță colorată. Ceea ce vei obține în cultură, după ce picuri acea substanță colorată, nu este cultura plus tehnologia, ci este cu totul altceva. Și ca să nu vorbesc foarte abstract, pentru că am vorbit despre satul românesc, da? Și tu, fiind mai în vârstă decât mine, ai amintiri și mai... De ce? Și era cazul să spui asta? Do you feel biased? Consider că discursul meu este ageist? Da, îmi pare foarte rău. Îmi pare rău să te discriminez în emisiunea ta. Vei primi o citație, să-ți cauți un bun avocat. Ok. Revino. Pentru că ai prins satul românesc și mai din urmă decât mine, poți trage concluziile și mai mult. Gândește-te cum era satul românesc înainte de televizor. Cultura satului înainte de televizor și ce s-a întâmplat cu satul românesc, să spunem, nu după 90, când încă exista totuși postul de televiziune național, în 95, când a apărut primul post mare, da, privat, da, de televiziune, care a schimbat paradigma, cum s-au schimbat comportamentul oamenilor, ce valori au început ei să simtă și la care să adere, cum s-au schimbat casele lor, curțile lor, modalitățile lor de interacționare, limbajul lor, toate acestea, practic se bazează pe ideea că tehnologia nu este neutră. Pentru că tehnologia are consecințe dincolo de ceea ce putem noi să anticipăm. Da? Deci aici este una din teze. Și automat, după aceea, neutralitatea poate fi folosită foarte eficace ca paravan. Pentru că orice tâmpenie vom face, cum se spune între ghilimele, omenirea, cu tehnologia, este doar vina utilizatorului final. În niciun caz a producătorului. În niciun caz a celui care a gândit. În niciun caz a celui care a făcut reclamă. În niciun caz a celui care a implementat-o în cultură. Vina este a utilizatorului, care tot timpul folosește moda iurea, în loc să folosească TikTok-ul ca să citească Shakespeare. Cam asta e pe scurt. Teza e mult mai largă și mult mai interesantă. Da, sunt o grămadă de exemple, evident. Exemplul cel elementar pe care îl furnizează mai toți este exemplul cuțitului care e folosit să taie pâinea, dar să înjunghe un om. Ai o analogie naivă. Sunt analogii și analogii. Exemplul, dar unul dintre exemplele pe care chiar Postman însuși le dezvoltă în cartea pe care ai tradus-o este al automobilului, care el este în abordarea adepților neutralității tehnologiei ceva inofensiv, nu-i așa? El este folosit pentru a te deplasa din punctul A în punctul B, scop nobil, nu? Mai repede decât cu o căruță, câștigi timp, ești eficient, nu-i așa? Sau îl poți folosi și pentru a lovi un dușman sau pentru a produce un, nu știu ce, ambuteaj. Sau pentru a schimba fața orașului. Ei, da. Ceea ce trece de această sferă a neutralității, zice și Postman și zic și ceilalți, este sunt taman schimbările în cultura în care este picurat, ca să folosim analogia, automobilul în cauză. Precum stropul de vopsea, care transformă apa nu în apă plus strop de vopsea, ci în apă colorată, și automobilul care este aruncat într-o comunitate nu are efect doar asupra deplasării din punctul A în punctul B și nici asupra coliziunii cu alt autovehicul, ci are un impact extraordinar asupra culturii în care este el integrat. Cum oamenii visează să cumpere, cum se schimbă fața comunității, a satului, a orașului, a mediului și așa mai departe, ce impact are el în cultura respectivă, de să ajunge la un moment dat ca individul însuși să se raporteze la automobil ca la un element extraordinar al propriei identități. Da, care ca un devine și un obiect de statut în același timp. Te exprimi prin automobilul pe care l-ai. Și e o situație care, mă rog, se întâlnește adesea atunci când două automobile se tamponează, nu se verifică unul pe altul, știi, te simți bine, îmi pare rău, uite, am greșit. Are loc, bineînțeles, un conflict, că noi așa suntem balcani și mai întâi dăm cu pară și apoi întrebăm, dar prima oară se verifică dacă a sărit ceva la mașină.
Nu dacă omul din cealaltă mașină poate are o problemă care a cauzat accidentul. Știi? Mai întâi vezi pentru de ce? Pentru că aici din nou cei din Media Ecology și de altfel teza e mai veche decât ei. Tehnologia a devenit o extensie. Și McLuhan, dar înainte, cu vreo 100 de ani, e un tip, Ernest Cap, care o formulează ca atare. Și Cap spune că sunt tehnologie sunt extensii ale corpului nostru. Și atunci nu e mare lucru să-ți închipui automobilul ca un fel de piele, da? Ca un fel de corp, ca un exoschelet, da? Care a fost faultat de cel mai probabil dobitocul ăla, când totdeauna dobitocul e celălalt, care i-a tăiat calea sau n-a fost atent și atunci mai întâi verifici rănile de pe exotrupul, de fapt, nu exoscheletul pe care l-ai. Dacă tot m-ai jignit făcându-mă moșneag, iertați-mă. O să te ierte judele sau alte instanțe. N-am căderea să o fac. Chiar nu vă arătați vârsta. Adică mulțumesc. Pentru 70 de ani arătați minunat. Pentru 70 de ani arăt foarte bine. Mulțumesc foarte mult. De data asta ți-ai spălat toate păcatele aduse prin acea jignire. Motiv pentru care țin să evoc și duminicile de dimineață din fața blocului, care au intrat foarte serios în cultura orașelor românești comuniste. Nu știu dacă ți-amintești, tu ești foarte tânăr, ești foarte, foarte, foarte tânăr și arăți ca atare. Dar ți-aduc aminte că în duminica dimineața un soi de ritual sacru se petrecea în fața blocului când oamenii își scoteau de prin parcări, de prin garaje, de pe unde puteau dacile și își scoteau roata de rezervă, o curățau, îi mai puneau verificau puțin, dacă sunt tot patru roți. Verificau dacă sunt toate șuruburile la locul lor. Eu țin minte, aveam un vecin la un moment dat care era extrem de mândru că avea în garajul de lângă blocul în care locuiam un Renault 25, o tempora, anii 90. Și ce făcea el în fiecare duminică dimineață? Îl scotea din garaj. Renault era impecabil, dar îl scotea și ar fi vrut cumva ca el să nu fie perfect curat, să aibă ocupația de a-l face perfect curat. Îl curăța din nou, îl lustruia și îl făcea și mai impecabil decât era. Ei bine, o dovadă a lipsei de neutralitate a tehnologiei, pentru că acel Renault, săracul, făcut pe lume ca să-l deplaseze pe proprietarul ori posesorul lui din punctul A în punctul B, era un obiect de seducție extraordinar și era, de fapt, un centru al unui univers. Asta, da. Absolut, fiind o extensie a trupului lui, automat toată lumea simțea nevoia să aibă grijă. Aici, din nou, povestea ta e relevantă pentru că arată în ce măsură tehnologiile pe care le avem încarnează, întrupează anumite idei. Și aici faptul de a avea o mașină, de fapt, însemna poate ideea de civilizare, însemna poate ideea de occidentalizare. Cum era povestea? Băi, ăla are mașină străină. Adică era simbol. Pentru că dacă tehnologia este simbol, ea nu poate fi neutră niciodată. Ea întotdeauna semnifică ceva. Da? Ea totdeauna spune ceva despre noi. Și acesta este motivul pentru care. Pe partea cealaltă, vecinul tău cu Renault 20, am auzit o poveste foarte interesantă și acum mi-închipui așa ca în Borges că se întâmplă lucrurile în același timp. Aud că în Japonia, unde nu fac, să zicem, exces de drumuri noroioase ca la noi, totuși oamenii au jeepuri. Și aud că în Japonia, ingeniozitatea tehnologică japoneză a inventat spray-ul de noroi cu care proprietarii de jeepuri, pentru a da impresia unui off-road sălbatic, își stropesc mașinile. Am auzit-o, mi se pare fabuloasă, pentru că vorbește de fapt despre aceeași idee. Adică într-un mod radical diferit. Formidabil. Am trecut și eu prin noroi, nu? Am fost și eu. Am făcut un off-road teribil. Celebri munți japonezi cunoscuți în toată lumea. Extraordinar. Partidele de off-road. Vulcanii noroioși. Am fost până și la Buzău, vor spune cei din Osaka la un moment dat. Uite proba și vor arăta, nu? Da. Propria caroserie. Da. Am fost și la Vulcanii noroioși. Spune-mi, Silviu,
vorbim despre simbolul uneltelor și al mecanismelor și simbolistica lor. Mi-aduc aminte, bineînțeles că aveam în notițe, nu vreau, pot să mimez acum. Aveți dosarul făcut. Am dosarul făcut, nu, aș mima prost spontaneitatea, motiv pentru care trebuie să mă autodenunț, că aveam de gând să te invit să discutăm puțin și pe marginea unei serii de intervenții care ți aparțin sub titlul extrem de fain și de sugestiv iPhone, iPad, iDoll. Ai scris cele 7 episoade ale acestui, cum să-l numim? Foileton? Un eseu mai mare. Eseu mai mare. O încercare. O da. Să-i zicem eseu, adică încercare. Eseu e încercare. Da, eseu da, da. Încercare. Și da. Ca la rugby și ca în franceză. Și ca la rugby și ca în franceză. În cazul tău, eseu fiind o reușită. Mă bucur că spui asta. O reușită este una dintre cele mai grozave lucrări pe subiect și mi-ar plăcea foarte mult să discutăm puțin despre ea și dacă ar fi să faci tu o introducere pentru cei care n-au citit această reușită, te-aș ruga să o faci. Acum presupun că tu te-ai supărat un pic cam tare că, pentru discursul meu ageist și mi-ai pus întrebarea asta, care de fapt înseamnă, ia rezumă tu în câteva cuvinte un eseu de 32 de pagini și nu știu câte note de subsol. Foarte frumos din partea ta. Mă bucur că îți tratezi cu ospitalitatea invitației. Eu o să spun așa, ca să facem ca un trailer pentru acest serial, de fapt că sunt vreo 8 episoade. Te privind dacă te încurci, recurg la notițele știu mele că tu și, ai totul scris. Și spun ce ai vrut tu să spui. Și voi ai traduce și funcția pentru, de search traduc eu pentru cei care ne urmăresc. Sau ai cumva o inteligență artificială care te secondează. Smart Tsuka. Smart, da, l-am. Aș spune așa că ideea principală a acelui eseu, în care m-am folosit de foarte mulți autori cu mult, mult, mult mai pregătiți decât mine, este că tehnologia nu este sau nu poate fi rezumată doar la ceea ce afli în emisiunile de pe YouTube ale lui Buhnici. Adică tehnologia nu este doar despre ce inovație a mai apărut, despre ce potențialități s-au mai eliberat. Nu putem să câștigăm lupta cu acest idol tehnologic, cum l-am numit, decât dacă îl numim corect, dacă îl precizăm corect. Ca urmare, trebuie să găsim o definiție mai largă. Cine sapă prin filozofia tehnologiei, evident, se va izbi de nenumărate definiții care lărgesc orizontul și care ne permit după aceea să gândim poate anumite strategii, inclusiv de evadare din cușcă de care vorbeai înainte. Noi avem în general și o iluzie pe care însăși tehnologia ne-o servește, pentru că toți ne folosim de tehnologie, da? Avem senzația că știm despre ce e vorba, e ca la fotbal, toți ne-am uitat la fotbal, deci știm despre ce e vorba, știm că antrenorul trebuia să decidă ca atacantul acela trebuia să fie mai în spate, ăla a greșit că era offside, deci avem păreri tocmai prin faptul că prin simpla utilizare a lor noi ne formăm o anumită iluzie despre natura ei, pe care încerc să o invalidez, de fapt, în eseul respectiv. Țin minte, de fiecare dată când apuc sau sunt chemat să vorbesc despre tehnologie și jocul acesta merge special cu cei tineri, îi rog să-mi dea niște exemple de tehnologie. Inevitabil, discuția pornește cu telefonul, laptopul, tableta, și după aceea, așteptând în continuare alte răspunsuri, universul acela de definiție strâmtă se dezvoltă către covor. Este o tehnologie, da? Textilele, da? A spus un băiat la un moment dat, papucii sunt o tehnologie. Da, absolut. Este o tehnologie. Da? Deci, ceea ce înseamnă automat că nu există discurs antitehnologic, pentru că tehnologia ține de natura noastră, de natura noastră căzută, evident. Dacă e să o punem în lumină teologică, tehnologia apare post-cădere, de fapt. Nu există în paradis. Însă, extinzând această definiție... Scuze-mă că te întrerup, tu însuți evoci un răspuns al cuiva, al unui tânăr, parese. Mi-aduc aminte că chiar din textul ăsta, dintr-un alt text al tău, rezultă un
răspuns care care ți-a plăcut foarte tare, tânul respectiv spunând că facerea lumii însăși este un proces tehnologic. Da, da, da. A fost o ipoteză atunci, cred. Evident, facerea lumii nu este un proces tehnologic și din simplul motiv că Dumnezeu a creat lumea din nimic. Noi ceea ce creăm, lucrăm cu materialul deja existent. Și cred că povestesc acolo în primul episod că în versiunea ebraică lucrurile sunt mult mai transparente. Verbul folosit de Dumnezeu pentru a crea lumea este bara, iar în ebraică acest bara este folosit doar pentru această creație din nimic. Deci distinția în limba ebraică este mult mai clară decât poate în limba română, unde noi spunem că a făcut Dumnezeu cerul și pământul, dar noi în general facem lucruri. Deci este un verb care nu are aceeași precizie. Și asta merită amintit și merită spus și merită citit, apropo de reclama către eseul respectiv. Bă, nu e deloc gratuită. Este o, dacă o numești reclamă, este extrem de fondată. Mie îmi place foarte mult, îl recomand cu mare plăcere. Am făcut de foarte multe ori trimiteri la acest eseu al tău. Știu și îți mulțumesc. Pentru că îl găsesc, aș pune vorbe mari să spun că e desăvârșit, dar este un extraordinar de bun punct de plecare pentru înțelegerea tuturor tezelor contemporane referitoare la tehnologie. Tu, prin toată incursiunea istorică și referințele pe care le faci la Sfintele Scripturi și prin faptul că tu începi cu analiza tehnologiilor elementare, care artefactele pe care, nu știu dacă toată lumea le pricepe ca fiind artefacte tehnologice, de la Arca lui Noe, la Turnul Babel, Chivotul Legii și Vițelul de Aur și toată istoria biblică este marcată de o asemenea, să o numim, evoluție tehnologică. Și tu ai meritul ca în acest text, scris ca pe o poveste, tu să atragi cititorul și să îl aduci și să-l provoci, de fapt, să înțeleagă că artefactul respectiv nu este, revenind puțin la, nu este deloc neutru. Și că încărcătura simbolică care este asociată artefactului respectiv este vitală pentru prezența lui în spațiul nostru. Și mă interesa cum explici tu una dintre tezele pe care tu le-ai dezvoltat în acest eseu, și anume referitoare la unealtă ca extensia noastră. Plecând și de la faptul că în abordarea inițială cultura era bazată, era o cultură a uneltelor și ulterior, și Postman însuși dezvoltă teza în această lucrare tradusă de tine, ajungem ca în tehnocrații și în tehnopolie, mai ales în tehnopolie, uneltele să vină să domine cultura noastră. Da, în Tehnopolis, asta spune Postman, uneltele, de care nu mai sunt unelte, devin medii, devin sisteme, domină cultura. Întrebarea referitoare la unelte și la definiția tehnologiei este o întrebare din care modernitatea a exclus omul. Pentru că ca să dai un răspuns cât mai limpede referitor la ce este tehnologia, trebuie să dai un răspuns cât mai limpede la ce este materia sau ce este lumea, pe care omul o, să-i spunem între ghilimele, manufacturează pentru a crea ceva. Da? Deci, cum spunea cineva, răspunsurile la întrebările pe care le ridică tehnologia sunt în esență teologice, pentru că tu trebuie să explici. Da? Tu trebuie să ajungi la o anumită antropologie religioasă și în care să-ți precizezi în ce măsură de fapt, și cred că aici ajung și cu ultimele lecturi, mi-e din ce în ce mai clar, că neutralitatea se naște doar pe acest fond al considerării materiei ca fiind moartă. Ca fiind o sumă de elemente chimice, o sumă de reacții fizice, de legi fizice, da? De că suntem un amalgam de atomi. Deci o reducție la
ceva pe care niciodată nu-l vedem, nu-l palpăm, nu știm, nu-l cunoaștem, nu-l identificăm decât tehnologic. Da? Deci, dar pentru că textul este cu siguranță scris din punctul de vedere a unui om care încearcă să fie un creștin cât mai coerent și să dea un răspuns relevant pentru cei care vor să priceapă cam cum ar trebui să ne configurăm relația noastră de creștini cu tehnologia, automat acest lucru trimite către natura lumii pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Este, Dumnezeu ne-a dat o natură moartă pe care o să o putem manipula ca niște stăpâni, cum se spune și se citează adesea în termeni negativi această stăpânire a omului din Biblie, sau materia este încărcată simbolic, este plină de semne. Că acest univers pe care, vizibil pe care l-am moștenit este un microcosmos, cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitor, care trimite înspre altceva, care reflectă de altfel creația Domnului și care este de fapt o serie de simboluri pe care noi trebuie să le pricepem și să participăm la ele pentru a le depăși, așa cum se întâmplă de altfel în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Da? Acesta este răspunsul pe care să spunem că încerc să-l conturez și încerc în continuare să-l conturez pentru mine și să-mi-l clarific. Dar de asta depinde modul în care ne vom raporta după aceea la lume. Pentru că dacă astăzi avem un dezastru ecologic generalizat, s-a spus și o teză arhicunoscută a lui Lynn White că creștinismul ar fi de vină pentru dezastrul ecologic, pentru că nouă ni s-a spus să stăpânim pământul și uite, ne-am apucat să-l stăpânim și uite în ce hal l-am avut. Da? Teza este invalidată din partea noastră răsăritană, din creștinismul răsăritan, cu argumente foarte, foarte pregnante, care țin exact de natura aceasta. Materia nu este opacă. Materia nu este un cadavru pe care noi îl putem manipula oricum vrem noi. Materia este poarta amprenta Dumnezeirii. Și atunci, dacă poarta amprenta Dumnezeirii, cum să o distrugem? Cum să o folosim? De asta industrialismul de la bun început, el este revoltător din punct de vedere teologic. Pentru că el aduce o transformare și o distrugere la scară mare. Evident, sub pretextul pretextul bunăstării, pretextul sănătății și așa mai departe. Evadării din chingile naturii. Natura pentru teoreticieni, industrialismul este un dușman care trebuie înfrânt. Nimic nu, din povestea biblică nu se regăsește aici. Nu e un dușman care trebuie înfrânt. Cum spunea cineva, trebuie să pășești cu grație pe acest pământ. Îți lași urmă. Este natura noastră. Noi pășim pe pământ, ne lăsăm urmele, creăm lucruri. Da? Dar creăm lucruri emulând Creatorul, imitând Creatorul. Și dacă am face lucrurile în această lumină, cu siguranță lumea nu ar arăta așa. Ești conștient de faptul că abordările tale sceptice, și nu numai ale tale, și a lui Postman și ale altor autori, privitoare la pretinsul progres tehnologic, sunt privite de ascultători, telespectatori, receptori în general, cu oarecare reticență, ca să nu-i spun cu detașare, ca să nu-i spun cu neîncredere și ca să nu-i spun cu mare dezacord. Cum îți explici aceste rezerve sau dezacorduri ale publicului când vorbim despre analize sceptice referitoare la pretinsul progres tehnologic? Că toată lumea spune, dom'le, e o ipocrizie, e o fățărnicie să deplângem evoluția tehnologică și să criticăm să-l numim pretins progres, când în realitate el este un progres de-a dreptul. Este un progres, 100% progres. Da, e celebrul argument cu întoarce-te-mă la peșteri, dacă nu-ți convine. Exact. Ca și cum, așa cum spune și Postman, ca și cum dacă critici McDonald's-ul, înseamnă că critici mâncarea în sine. Deci nu critici excesul, nu critici partea negativă, ci critici subiectul în sine. Eu am spus-o de la început, suntem fir tehnice. Avem și un homofaber, dar acel homofaber trebuie să-l punem mai, ceea ce nu fac adesea oamenii de care spui, să-l punem în lumină cu o altă dimensiune, care e homo adorans. Da? Este omul care adoră, omul care se închină. Da? Și aici
adesea conflictele și care sunt destul de tranșante și acuzele sunt destul de acide pentru cei care contestă tehnologia, țin mai degrabă de credințe, mai puțin de idei. Da? Ideile au fost multe scrise. Deja avem o bibliografie pe care nu o să apucăm să citim toată viața asta referitor la efectul tehnologiilor. Dar așa cum Social Dilemma probabil că n-a convins pe nimeni să renunțe la contul de Facebook doar pentru că au aflat adevărul, atunci trebuie să ne explicăm asta printr-o credință, printr-o formă de credință. Da? E inevitabil și Postman o spune și el foarte, foarte limpede. Sidi, spune-mi, te rog, când crezi tu, sau când în analiza ta apare momentul în care deja trecem de la o cultură a uneltelor la o cultură în care uneltele devin stăpânul? Când e acel moment? E începutul revoluției industriale? Este expoziția de care tu vorbești în eseul tău, expoziția de la Chicago? Da. Din 1933, cred că 1933, este acela, da. Cu vestitul Dicton. Mecanism. Da. Ăla cu Corliss înainte, în 1860 și ceva. Când a fost acel moment în care am pășit de la cultura uneltelor la tehnocrație? Aici discuția cred că suportă anumite nuanțări. De ce? Pentru că România sau universul nostru local nu a avut aceeași dinamică. În acele se vorbesc într-adevăr despre realitatea evoluției tehnologice din lumea atlantică, din Europa de vest și din America. Însă ar fi teribil de interesant să vedem cum a penetrat asta în România. Unul din cei care au fost poate primii ludiți, nu? Primii tehnosceptici a fost Eminescu, când spunea că și când vin cu un drum de fier toate cântecele pierd. Nu era un fan al CFR-ului, de altfel e și foarte greu să fii fan al CFR-ului, dar nu din acest punct de vedere și nu din aceleași motive astăzi. Însă ar fi interesant de văzut, pentru că noi suntem o cultură extrem de interesantă din acest punct de vedere și de aici necesitatea traducerii lui Postman. Pentru că noi avem rămășițe reale de culturi ale uneltelor. Noi avem încă căruțe pe stradă, ceea ce mie mi se pare minunat, în ciuda șoferilor, printre care mă număr și eu adesea. Avem forme de tehnocrație statală și cred că în orașele mari, în București, în Cluj, poate, avem germen de Technopolis. Atunci când vorbim de proiecte de orașul de 15 minute, de smart city, de aplicații de transport, aici deja cred că trecem în Technopolis. Însă cazul României este interesant și de aici poate necesitatea ca cât mai mulți oameni să citească Technopolis pentru a înțelege că există o istorie pe care noi s-ar putea să o putem, dacă nu evita, măcar să o putem nuanța un pic, măcar să o deviem așa cum facem noi, pentru că noi încă avem avantajul acestui trecut, de care evident că mulți încearcă să se debaraseze. Dar noi suntem situați ca scăunelul ăla țărănesc cu trei picioare, da? Și ăsta, piciorul Technopolisului, încă nu e foarte, foarte mult dezvoltat. Avem încă pe ce să articulăm o cultură, fără să fie nevoie să o reinventăm. Spuneai într-un context faptul că suntem odată cu acest transfer într-o cultură dominată de tehnologie și de mecanisme tehnologice, noi ca oameni, deși devenim dominați de propria noastră creație, zici tu în acel context și îl găsesc imediat, zici, riști să ne pierdem smerenia. Cum explici asta? E foarte ușor să-ți explici asta în momentul în care la îndemână nu mai ai un topor sau o sapă,
Și asta o spun ca un om care pune destul de des mâna pe topor sau pe sapă. Da, dar nu în sensul răscoalei de la 1907, în scopuri strict utilitare în gospodărie. Și că atunci când ai la îndemână un întreg sistem care îți potențează de 10, de 100 de ori forța. Da? E o anumită smerenie a uneltelor în sine, pentru că ele sunt limitate. Sunt limitate de forța ta și de îndemânarea ta. Ele te ajută, dar nu te înlocuiesc. Da? Și mă gândeam că mai au un mare avantaj de altfel față de mașinării. Ele au o capacitate mai mare de a colecta, de a primi memoria. Poți să păstrezi un topor de la bunicu. Nu poți să păstrezi un laptop de la bunicu, chiar și dacă are vârsta ta. Nu? Decât ca un lucru pe care nu mai funcționează, decât ca un fel de piesă de muzeu. Da? Dar, hai să fim serios, cine păstrează dischetele de la bunicu, nu? Sau de la tata? Sau casetele audio? Vinilurile au o poveste mai interesantă din punctul ăsta de vedere și ar fi interesant probabil de cercetat de ce avem nostalgia vinilului. Dar că sunt mai încărcate de simbol. Sunt mai încărcate de simbol. Însă uneltele au această putere de a-și păstra cumva memoria, de a asigura o anumită continuitate, de a putea fi date mai departe peste generații, ceea ce sistemele, mediile tehnologice atât de complexe nu o au. Odată pentru că ele sunt într-o permanentă reînnoire, da? Automat devin foarte repede caduce, nu mai pot fi folosite. Există acest planned obsolescence, da? În care lucrurile sunt făcute ca să se strice. Da? Și atunci e mult mai ușor să te pierzi. E mult mai ușor să te dezrădăcinezi, ca să închid paranteza cu subiectul de la cu care am început transmisia. Da? Automat, probabil că una din strategiile eficace de a te rupe puțin de Tehnopolis este de a te întoarce la lucru manual, la lucrurile pe care tu le faci cu mâna ta, depunând efort, nu scutindu-te de efort. În completarea răspunsului tău, te citez: începând cu epoca industrială, prin puterea conjugată a mașinilor pe care pretinde că le controlează de plin, omul va urmări obsedant să înfrângă barierele naturale. Va vrea să zboare cât mai sus, să pătrundă cât mai adânc în măruntaiele pământului, să se deplaseze cât mai repede. Controlul se extinde astăzi și asupra vieții și morții. Căutăm ca prin tehnologie să controlăm cât mai mult viața. Transplantul, contracepția și avortul sunt tehnicile cele mai vizibile și pentru și din păcate printre creștini. Și să nu mai murim, sau dacă tot e să murim, să murim controlat prin tehnica eutanasierii. Firește, omul câștigă o putere, inclusiv fizică, incomparabil mai mare decât a strămoșilor săi, însă prețul pe care îl plătește pentru asta pare a fi renunțarea la smerenie. Fără a fi capabil de cine știe ce subtilități filocalice, îndrăznesc să afirm că smerenia nu poate exista fără conștientizarea unor limite, că suntem mult mai mult creaturi decât creatori, iar creatori suntem numai cât ne este dat să fim. Atâta vreme cât înțelegem că suntem limitați, nu ne putem crede zei sau ființe atotputernice. Ori această mentalitate a controlului, alimentată de o tehnologie din ce în ce mai puternică, această obsesie de a sări mereu peste propria umbră, este incompatibilă cu smerenia. Aplauzele se subînțeleg, se aud pe fundal. Nu poți să le bași pe bandă, care le punem pe bandă, o să-i rog pe... Da, da, o ca să avem o emisiune optimistă. Da, totuși. Avem o emisiune optimistă, aplauzele se aud. E clar că se aud și se da, spun, fac semn tuturor celor care ne sunt în sală și ne privesc și aplaudă și ovaționează să se potolească, pentru că vreau să avansăm puțin și în ritmul și exact în linia textului formidabil pe care l-ai scris, să ajungem și la pericolul de care tu vorbești, și anume raportul dintre tehnologie și magie, și pe urmă pasul de sărit pârleazul spre idolatrie. Tu spui într-o concluzie a textului tău că riscul contemporan care ne paște este
ca să ne închinăm la tehnologie ca la un chip cioplit al contemporaneității. Nu o să te mai citez, aplauzele se vor subînțelege, dar acest chip cioplit fac din tehnologie idol actualității, dar care este un idol ce nu mai seamănă cu clasicul chip cioplit, ci, zici tu, este un idol mai difuz și, prin asta, mult mai pervers. Ai cuvântul. Da, bine, citatul clasic în discuția asta este citatul din Arthur C. Clarke, nu? Care spune că orice tehnologie e suficient de avansată, nu mai poate fi distinsă de magie. E un sfat, un avertisment pe care nici nu cred că l-am luat vreodată în seamă și asta ne face foarte vulnerabili. Iar no, modul în care ajungem să ne raportăm, modul în care, până la urmă, ce înseamnă idolatria în acest caz? E lucru de care ne considerăm a fi dependenți. Și la nivel de limbaj cotidian auzim adesea, băi, n-aș putea să trăiesc fără telefon, n-aș putea să trăiesc fără televizor. Dar cine mai poate, domne, să trăiască acum fără, nu știu, internet, lumină electrică, etc., etc. Deci, e un mod, asta nu înseamnă că oamenii se închină la bec. Deși Lenin a făcut din închinarea la bec o strategie publică. El spune că electrificarea făcea parte din politica lui, pentru că el știa că oamenii aceia se vor închina, cum spune, la autorității centrale. Deci există o anumită fascinație care este produsă tehnologic și care este exploatată, evident, de cine o înțelege, pentru că se adresează acelui adorans din noi, deci acelui om care oricum se va închina la ceva. Da? Oricum se va închina la ceva. Oricum își va pune încrederea în ceva mai mare decât el. Oricum va defini ceva ca sacru și se va îndrepta cu toate resursele acolo. Da? Evident, redenumind tot restul lumii ca fiind ceva profan. Da? Ceea ce spunea ea din aur în citatul respectiv, faptul că cucerim măruntaile pământului și cerurile, asta presupune de fapt că natura pentru noi este ceva mort. A devenit o resursă. Da? Și asta o spune mult, mult, mult mai limpede și mult mai articulat Heidegger. Da? Vorbim de o resursă, vorbim de ceva care poate fi exploatat fără limite. Nu e nevoie de niciun imperativ etic, nu e nevoie de nicio limită ca să ne jucăm. Ca să ne jucăm, evident, de-a Faust aici, să semnăm acest pact faustic cu tehnologia. Despre asta e vorba în esență. Nu putem să înlocuim. Problema nu e de fapt că înlocuim, doar problema nu este că înlocuim pe Dumnezeu cu tehnologia, ci faptul că încercăm să le împăcăm fără să înțelegem de fapt natura tehnologică. Da? Evident că tehnologia poate fi împăcată cu Dumnezeu, pentru că starea noastră căzută este una care se folosește de tehnologie și este lăsată. Care anume, în schimb, și sub ce limite? Și sub ce formă și destinată cărui scop, da? Pentru că în integralitatea ei lumea trebuie să aibă o coerență, mijloacele trebuie să fie conforme cu scopul. Scopul nu scuză mijloacele. Și tocmai de aceea ne simțim mai bine într-o biserică în care ard lumânări decât într-o biserică care este luminată de mii de becuri și de neon și de boxe care ne înconjoară din toate părțile, tocmai pentru că acele mijloace tehnologice nu sunt adecvate închinării atât de mult precum tehnologia lumânării, da? Tehnologia arderii tămâii. Silviu, cred că ar fi momentul să ne povestești și de soarta ultimului episod din acest eseu realizare, care a stârnit oarește controverse și ai avut chiar dificultăți în a-l publica în revista care te-a găzduit pentru celelalte 6 sau 7 episoade anterioare. Care au fost reacțiile și motivația lor? Reacțiile de refuz și motivația lor?
Am evitat să fac un subiect de controversă din lucrul acesta. A fost o opțiune editorială pe care am respectat-o. Nu înțeleg cu siguranță motivele. Motivele oficiale au fost referitor la acel ultim episod, care ulterior a fost publicat de platforma Syntopic, că ar deranja biserica. Fac o precizare pentru cei care ne urmăresc. În acel ultim episod, tu închizi, practic, analiza ta cu exemple foarte precise, preluate din viața de zi cu zi a unor enoriași, din îndemnuri semnate, asumate de preoți, de practici pe care le-ai văzut în curtea bisericilor sau chiar în interiorul lăcașelor de cult și care pe tine te-au pus pe gânduri și ți-au creat, nedumeriri, ca să zic așa. De la ușile automatizate, la lumânările cu LED, la boxele care transmiteau slujba de duminică, și alte exemple pe care chiar tu le... Și inclusiv analize care se pretindeau filozofice ale unor înalți prelați care spuneau că însuși Mântuitorul este un adept al noilor tehnologii și că nu e absolut nimic în neregulă să le promovăm. Ca să reiau argumentația pro domo, faptul că platforma respectivă a considerat că e un atac între ghilimele la adresa bisericii m-a nedumerit, pentru că eu fac parte din biserică, ca și toți ceilalți care mergem acolo și încercăm să îndeplinim cu consecvență, să mergem la liturghie, să ne spovedim, să ne împărtășim. Deci, cu siguranță, discursul meu referitor la aceste abateri, aceste declarații nepotrivite, se poziționează din interior, nu din exterior. Nu este un atac al adresa bisericii, nu este un reportaj senzațional făcut să delegitimeze biserica. Sunt absolut convins că cine va citi onest ceea ce am scris acolo, va înțelege. Și un indiciu important merită precizat. Eu nu am dat niciun nume acolo. Am citat motamon niște declarații pe care le consider în continuare foarte greu de digerat și foarte dificil de înțeles. De pildă, cineva care spunea că digitalul ar trebui îmblânzit și n-aș ști să spun exact la ce se referă. Te completez eu. Zici tu, cu ocazia unui simpozion a cărui temă viza printre altele și prezența digitalului în viața liturgică, părintele, fără să dai numele, afirmă că digitalul este genuin eclezial. Și după aceea că digitalul este, să ți aminte? Real. Real. Sau, același părinte, citez, Dumnezeu știe și programare, Dumnezeu știe și web design. Maica Domnului trebuie să știi că este cel mai bun Chief Technology Officer din lume. Am încheiat citatul. Citatul. Da. Asta spun, ca membru umil al bisericii, sunt nedumerit de aceste declarații, știind că tehnologia operează ca o metaforă și, din nou, referire la Postman, da? Care vorbește, mai ales în Amusing Ourselves Today, de tehnologia care are o metaforă, care are o putere. Cred că trebuie să fim foarte înțelepți. Foarte înțelepți să nu lăsăm acest gen de mentalitate să pătrundă în biserică din interior. Asta este opinia mea. Am discutat acest text înainte de a fi publicat cu oameni din biserică și cu preoți. Da? În ideea, tocmai în ideea de a nu-ți minti, tocmai în ideea de a nu
chema la o revoltă, la o reformă, tocmai în ideea de a nu îndepărta oamenii din biserică. Aș vrea însă ca aceste lucruri să fie mai înțelept discutate și studiate în prealabil. Pentru că altfel riscăm să ne aducem un cal troian fix până în buza altarului la iconostas. Care ar fi, Silviu, soluțiile? Și când întreb asta, am în vedere nu doar agresiunea tehnologiei la adresa bisericii, a slujbei și a învățăturii religioase, ci am în vedere invazia tehnologiei în spațiul nostru laic. Care ar fi soluțiile dacă le putem rezuma, le putem sintetiza? Sau dacă, de ce zâmbești? Din nou îmbraci haina modestului care n-are soluții și care stă pe margine și spune: te agiți degeaba, nu sunt eu. Bătrâne, te agiți degeaba, n-am eu soluțiile pe care mi le ceri. Eu voi încerca, ca un înțelept ce sunt, să te trimit la scrierile Sfinților Părinți și la alte, la alți părinți ai filozofiei, bine, tehnologiei. Te trimit și pe tine la Sfinții Părinți și mă trimit și pe mine în același timp, așa că putem să mergem împreună în direcția asta. Soluțiile, dacă un înțelept ca Postman n-a putut să schițeze, decât să schițeze în capitolul 11 din Technopolis o idee de soluție, cu siguranță eu nu voi veni cu mult mai mult. Însă, plecând de la discuția pe care am avut-o adineaure, faptul că Technopolis a devenit un mediu înconjurător, poate că e de folos să-i extragem caracteristicile. Și trei din caracteristicile principale ale Technopolisului sunt faptul că oamenii trăiesc decorporalizat, deci ei nu mai trăiesc atât de mult în propriul corp, trăind în virtual, prin natura joburilor adesea și prin natura entertainmentului, da, al timpului liber. Sunt delocalizați. Ei nu mai au legătură profundă cu un loc anume. Ei nu mai au adesea una acasă la care să revină. Din nou, generalizăm cu toate riscurile, da? Și ei sunt desocializați, sunt rupți de comunitate, da? Cel mai adesea inclusiv de comunitatea care este biserica. Și atunci, orice strategie de evadare ar putea să se bazeze pe unul sau acești piloni. Să ne integrăm într-un antimediu care este corporal, care presupune viață comunitară și care presupune atașarea de un loc. Da? Că a fost varianta mea și a multor altora cu strămutatul sau reîntorsul la țară, evident este o soluție personală, nu funcționează la toată lumea. Că înseamnă să renunți la un job și să-ți găsești alt fel de a trăi și de a te raporta la programul zilnic și la timpul care ți s-a dat, e din nou poate soluția oricui. Să înveți un instrument muzical renunțând sau să renunți la televizor sau să îți iei un dumb phone sau să îți instalezi aplicații care să îți limiteze automat timpul de navigare irosit pe diverse. Sunt strategii pe care fiecare trebuie să și le adopte în funcție de context. Și asta este, mi se pare grozav de fapt, pentru că dacă, cum am mai spus-o și atunci la conferință la Târgu Mureș, dacă exista o soluție magic, sigur era vândută până acum. Da? Noi trebuie să ieșim, de fapt, fiecare în dreptul lui împreună cu semenii noștri, împreună cu cei apropiați din paradigma asta, atât cât se poate. Dar soluția nu este universală și nu poate fi universală. Un prim pas, cred că ar fi, pentru cei care ne urmăresc, să citească această carte. Și tu, care ai făcut dreptul, în speranța că vei fi un... Copiind, cum m-ai acuzat... Nu, tu însuți te-ai autodenunțat. Ai copiat foarte mult și... Dar să presupunem că n-ai copiat și că ai absolvit facultatea. Să presupunem că chiar am absolvit facultatea. Presupunem că ai absolvit-o și că tu ești acum un avocat în fața unei instanțe. Eu sunt, să zicem că sunt judecătorul care te provoacă să argumentezi în fața instanței de ce această lucrare a lui Neil Postman, Technopolisul, capitularea culturii în fața tehnologiei,
merită să fie luată în considerare ca prim pas sau măcar ca pas într-un proces de, să-l numim, dezintoxicare tehnologică. Păi, onorată instanță, primul argument și probabil că ultimul și supremul este acela că este necesar să citiți această lucrare pentru ca să minimizați riscul de a fi înlocuit de o inteligență artificială. Ceea ce, domnule avocat, spun unii, este inevitabil. Sună tautologic. Eu te întreb de ce să citesc această lucrare și dumneata îmi spui să o citești ca să o citești. Să o citești ca să nu fii înlocuit. Să nu fii înlocuit. Să previi, să minimizezi riscul de a fi înlocuit de o inteligență artificială. Citeam, domnule avocat, citeam că în 2020, nu, citeam o predicție pentru 2025. În 2025, 90% din ceea ce va apărea cu titlul de document pe ustensilele inteligente artificiale, laptopuri, rețele și toate cele, vor fi rezultatul, vor fi produsul unor inteligențe artificiale. Te sperie o asemenea statistică? M-ar speria dacă n-aș avea credință. M-aș speria dacă aș crede că lumea asta e dată acestor forțe în mod definitiv. Și ea nu va fi recuperată niciodată și nu va fi mântuită niciodată. M-ar speria, într-adevăr, cu siguranță. Însă, ăsta e inclusiv un motiv să cumpărați cât mai multe copii din Technopolis, pentru că veți avea originalul. Și nu o copie sau o versiune ChatGPT scrisă în stilul lui Postman. Aha, că există și acest risc. Există toate riscurile, asta e problema. Totul devine foarte riscant. Orice demers omenesc devine înțesat de un anumit risc. Prin urmare, până ca această lucrare Technopolis să fie scrisă de un ChatGPT și lansată de un ChatGPT într-un loc virtual, la o dată virtuală, noi trebuie să anunțăm pe cei care ne urmăresc că această lucrare scrisă de Neil Postman, om în carne și oase, cu inteligență naturală, va fi lansată într-un loc cât se poate de real și la o dată reală. La Arcub Gaboroveni, pe 8 noiembrie, anul curent, ora 18:30, și va vorbi în chip cât se poate de real autorul prefeței acestei cărți, prefață scrisă cu maximă căldură și maximă empatie și maximă înțelegere, gazda dumneavoastră de la această serată muzicală, care sperăm că nu v-a plictisit prea tare și nu v-a negurat prea mult cu aparentul pesimism, Florentin Țuca. Secondat sau mai degrabă ghidat de traducătorul acestei lucrări, care e prezent ca oaspete de seamă la această serată muzicală, Silviu Man, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu tare mult. Acum chiar puteți să băgați banda curs. Banda cu aplauze.